Alde Gorj l-a prezentat oficial pe candidatul pentru primăria Telești, Cristian Mischie. Dian Popescu este convins că Mischie va reuși să câștige alegerile parțiale ce se vor organiza pe data de 5 noiembrie. Ninel Muja și Niculina Mocioi se vor ocupa de campania electorală a candidatului Alde. Competiția electorală de la Telești se anunță una interesantă. Cristian Mischie, candidatul celor de la Alde, spune că lupta se va da între el și candidatul PSD Gorj, Ion Mischie. Votarea să fie între mine și domnul Mischie. Ne sunteți listat pe candidatul Liber, da? Eu așa zic, deci asta, aici o să fie lupta. Nu trebuie și domnul Mischie, eu. Le va fi greu cetățenilor sau va pe deosebire? Nu. Pe buletinul de lucru? Nu o să fie greu deloc. Pentru că și domnul Mischie și eu suntem foarte cunoscuți. Ele Mischie, eu, Ion Mischie, Nicolae Cristian, nu e. Nu e nicio problemă. Președintele ALDE Gorj, Dian Popescu, este convins că Mischie poate câștiga primăria de la Telești. Este o persoană și căutată și apreciată în comună. Garanția acestui fapt, ori de câte ori a candidat, de două ori a candidat, a ieșit consilier fără niciun fel de problemă. Asta înseamnă că oamenii îi apreciază și munca și inițiativa de a veni în mediul privat și a-și lua propria utilaje pentru a munci în comuna Telești. Această muncă l-a făcut să cunoască foarte bine comuna, să cunoască nevoile oamenilor, toți oamenii vin și stau de vorbă cu Cristi. Alegerile de la Telești se vor desfășura pe data de 5 noiembrie.